Tot astăzi, în al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos a binecuvântat lucrările de construcție realizate la noua biserică parohială din localitatea Țibănești, județul Brăila. Piatra de temelie acestui locaj de cult a fost sfințită în anul 2007. Slujba de binecuvântare a locașului de cult, construit începând cu anul 2008, a fost oficiată astăzi de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În prezent, biserica este finalizată în proporție de 85%, însă a fost binecuvântată pentru a se putea sluji în ea Sfânta Liturghie. Cu mare bucurie mulțumim lui Dumnezeu pentru creștini buni și jertfelnici, care intră într-o casă nouă a Domnului prin râvna, prin deosebita pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu a unui preot tânăr, Dimitrie Dumitrache, care astăzi trăiește o îndoită, nespusă bucurie duhovnicească și pastorală, văzând binecuvântată casa Domnului și din casa Domnului, văzând binecuvântată și sfințită casa omului căzut în suferință și în familie prin pierderea soției și prin mistuirea casei. Cât de minunat este Dumnezeu care vindecă răni sufletești și trupești, astăzi, la sărbătoarea Sfinților Doctori, fără de plată, Cosma și Damian. Pentru implicarea în lucrările de construcție și de amenajare a noului locaș de cult și pentru ajutorul oferit semenilor nevoiași din parohie, în al preasfinția s-a acordat părintelui paroh Vlad Dumitrache crucea Sfântului Andrei. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că, iată, astăzi avem o bucurie nespusă, și anume de a-l avea pe înalt preasfințitul arhiepiscop Casian al Dunării de Jos în mijlocul nostru. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor credincioșilor parohiei Țibănești care sunteți alături de mine și ați fost alături de mine în toți acești ani de când am început să construiesc Sfânta Biserică închinată nașterii Maicii Domnului. La construirea bisericii au contribuit credincioși din parohie și din satele vecine. Hramul locașului de cult este nașterea Maicii Domnului.